Asfaltările în centru se apropie de sfârșit. Totodată, constructorul are ca termen pentru finalizarea lucrărilor din fața Palatului Administrativ data de 30 septembrie. Mai multe zone din centrul Sucevei vor fi asfaltate, parte pe bani europeni, parte pe fonduri din bugetul local. Vom asfalta pe banii primăriei porțiunea rămasă dintre Sângeratorul la Modern și până în față la Bank Post, porțiunea care e rămasă între proiectele europene, ca să spun așa. De asemenea, vom asfalta strada Vasile Alexandrii din față de la Liceul Ștefan cel Mare sau din la Sângeratorul până la intersecția cu strada Petru Rareș la piață. Va fi finalizată și strada Mărășești până atunci, în așa fel încât să avem zona centrală cât de cât modernizată, dacă discutăm corelațiile cu strada George Enescu, bulevardul George Enescu, cu strada Universității, mai facem și aceste strada Mărășești și aceste bucăți care nu sunt asfaltate, vom avea zona centrală finalizată. Strada Mărășești, am încercat să o mai lărgim, nu este posibil acest lucru, dar din ceea ce am stabilit la fața locului, pe sensul de covorire pe Mărășești, va fi o bandă de parcare laterală. Pe de altă parte, termenul de finalizare a lucrărilor din zona Palatului Administrativ a fost scurtat cu o lună. Ultimul termen la care s-au angajat pe bază concretă de grafic este data de 30 septembrie, vor finaliza lucrările în fața prefecturii. Știți că la un moment dat au declarat că se termină în noiembrie. Și, mă rog, asta este. I-am certat, i-am forțat să termine mai repede într-o discuție logică cu creionul în mână, pe bază de grafic, lucrările în fața prefecturii vor fi terminate pe data de 30 septembrie.